stimați telespectatori, bine ați venit la Ecomonitor. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre perspectivele noii conduceri Moldsilva și despre activitățile Moldsilva în cadrul Zilei Silvicultorului. Invitatul emisiunii este Ion Cebanu, directorul general Moldsilva, pe care îl salutăm și spunem bine ați venit la Ecomonitor. Bine v-am găsit și bună ziua! Domnul director, este prima dumneavoastră emisiune în cadrul emisiunii Ecomonitor în calitate de director general Moldsilva. Pentru început, aș dori astăzi să discutăm mai multe subiecte și sper să ne reușească. Dar pentru început vreau să vă întreb cum ați găsit lucrurile la Moldsilva din momentul investirii dumneavoastră? Mă rog, le-am găsit într-o formă în care trebuie schimbate. Și în următoarea perioadă ne vom ocupa preponderent cu acest obiectiv. Doi, vom dori să ne extindem, dacă pot să spun așa, în sensul în care fondul forestier să se îmbunătățească și nu numai să se extindă. Ne propunem anul ăsta chiar să începem cu 2500 de hectare împădurite. Și în emisiunea trecută, ministrul mediului, domnul Munteanu, a declarat că noul director general Moldsilva va fi un aliat adevărat în ceea ce doresc eu să realizez mai departe în domeniul mediului. Așa este? Mai mult ca atât, și Ministerul Mediului este un aliat de nădejde în persoana domnului ministru în ceea ce avem de făcut împreună și credeți-mă că sunt foarte multe lucruri de făcut și la nivel de management și la nivel de gestionare la fondului. Da, dumneavoastră, cum se spune, gospodăria este mai mică ca cea a ministerului. Unde ați găsit lucruri, să spunem, bune și unde ați găsit lucruri mai puțin bune? Căci ocolul Silvia Republicii Moldova este mare. Da, el îi însumează în total peste câteva sute de mii de hectare de păduri. Sunt, ca să ne înțelegem, avem în gestiune câteva întreprinderi silvice, sunt peste 20, care sunt în subordinea agenției Moldsilva și unele dintre care activează și au profit și activează în mod normal, altele dimpotrivă, ori că au un management mai slab, ori din alte lucruri, mai știu eu, obiective sau neobiective, sunt cu minus și sigur că trebuie schimbate lucrurile în sensul acesta. Să înțeleg că în această săptămână este ziua silvicultorului și Moldsilva cu această ocazie a demarat mai multe evenimente. Sunt câteva evenimente, întruniri, avem și o delegație din țară venită aici în persoana, chiar astăzi, în persoana domnului guvernator a Deltei, cu care avem un proiect în cadrul întreprinderii Prutu de jos, lacul Beleu, și unde încercăm împreună cu colegii noștri de peste Prut să schimbăm lucrurile în acea zonă. Când Pentru că dincolo de fondul forestier care există acolo, mai există și lacul propriu zis, care are anumite probleme și care trebuie schimbate. Și întreprinderea care la fel necesită surse financiare. Totuși, cred că acest, știu eu, proiect despre care ați vorbit este o realizată... Am dat așa un exemplu. Este un lucru început încă în 2013, când am fost prima dată. Lucrurile, din păcate, s-au stopat. M-ați întrebat cum am găsit lucrurile. Lucrurile s-au stopat. Le-am găsit, de exemplu, în cazul dat, avem un proiect cu Delta Dunării și straniu a fost să găsesc că sunt bani veniți care nu au fost gestionați, care nu au fost folosiți în scopurile pentru care erau destinați. Și acum suntem pe ultima sută de metri, da? La sfârșit de an, practic, și trebuie să recuperăm perioada care a rămas în urmă. Credeți că aceste proiecte, realizate împreună cu colegii de peste Prut, știu, vor, hai să spunem, trezi sau vor crește calificarea angajaților din Moldsilva implicați în acest proiect, căci vor învăța de la ei unele lucruri interesante. Absolut. Și asta. Delta are specialiști foarte buni și de la ei avem ce învăța. Au și institut pe această tematică chiar. Noi fiind în zona respectivă putem să învățăm foarte multe lucruri. Și ei, apropo, au ce învăța de la unii specialiști ai noștri.
Trebuie să recunoaștem și acest lucru, exact, pentru că și noi avem o serie de specialiști foarte bine calificați. Când a fost instituită sărbătoarea silvicultorului? Din 95. Este o perioadă. Bine, a fost și în perioada sovietică. Vorbim de legislația deja națională, este din 95. Și care este scopul acestei sărbători? Ce mesaje poartă pentru publicul larg, pentru specialiștii din domeniu? O sărbătoare pentru specialiști, o zi de totalizare, o perioadă de totalizare, unde îți pui obiective noi, vezi ce ai făcut, ce ai de realizat în următoarea perioadă și vă spuneam la început că noi avem încă foarte multe lucruri de realizat. Și eu chiar îmi doresc, am făcut astăzi un apel către societate, să se implice cât mai multă lume în tot ceea ce avem noi de făcut. Vorbim de reforma în acest domeniu. Specialiștii, foști angajați în domeniul silvic, persoane notorii, ONG-uri, academicieni, toți oamenii care au tangențe cu silvicultura, îi îndemnăm să se antreneze în discuțiile și ulterior faptele pe care le vom implementa, în așa fel încât să avem o poziție comună și ceea ce avem de făcut să fie în beneficiu Republicii Moldova. Pentru că până la urmă ăsta ne este și scopul nostru, și scopul Ministerului, și scopul Moldsilva, și scopul în ansamblu al nostru, a tuturora, eu cred. Chiar trebuie să venim să aducem îmbunătățiri esențiale în sensul acesta și în același timp să epuizăm orice fel de speculații, orice fel de discuții, știu eu, mai bune sau mai rele pe această temă. Să vedem foarte clar și să ne asumăm unde sunt greșelile, unde sunt lacunele și să venim cu soluții la toate lucrurile respective. V-ai spus scopul ca să realizați deplasări în teritoriu inopinate? Dar avem și servicii în acest sens. Ele trebuie îmbunătățite, făcute și în parteneriat, insist pe lucrul ăsta, cu Inspectoratul Ecologic. Aici chiar trebuie să avem o colaborare foarte bună. Să știți că rețeaua inspectorilor ecologici chiar este mai bună decât a gărzii forestiere. Această schimbare care s-a produs acum la Moldsilva, cât de benefică va fi pentru agenția dumneavoastră? Bun, haideți să o luăm așa. În primul rând, suntem un tot întreg acum, da? Sub același Minister de Mediu. Și noi, având și componenta de mediu, de care trebuie să avem grijă, și eu cred că vom avea acces, să zicem, și la fondul ecologic, în cazul în care vom avea nevoie, și împreună trebuie să realizăm, vă spuneam despre întreprinderile care stau cel puțin la nivel financiar, mai prost. Iată că avem acum ocazia, pentru că vorbim de o reformă esențială în acest domeniu, să facem în așa fel încât să nu mai avem asemenea întreprinderi sau să avem niște instituții din punct de vedere financiar și a managementului care stau bine pe picioare. Asta este scopul nostru și care produc plus valoare. În același timp, având grijă de fondul forestier, având grijă de pădurile noastre. Să nu se mai întâmple construcții ilegale, apropo, ilegale, cu toate documentele în regulă, dar în mijlocul pădurii și nerespectând anumite norme ecologice. Să nu mai avem, știu eu, vânători ilegale, să nu mai avem braconaj, să nu mai avem tăieri ilegale, cel puțin să le diminuăm. Asta este scopul nostru și asta este, de fapt, scopul reformei. Se speculează foarte mult acum că, uite, am venit noi și vrem să-i dăm pe toți afară. Nu asta este scopul nostru. Scopul nostru este să fie și să le dăm curaj specialiștilor din domeniu să vină cu ideile lor, care sunt pentru îmbunătățirea acestui domeniu, să le implementăm și împreună să realizăm lucruri frumoase, pentru că se vorbește foarte mult despre acest domeniu și nu de cele mai multe ori, trebuie să recunoaștem, de bine. Și atunci trebuie să reacționăm. Și cum putem să reacționăm? Prin realizări. Așa văd eu lucrurile. Dar dumneavoastră v-ați făcut... Chiar îmi doresc ca să avem acest consiliu de consultanță despre care vă vorbeam, despre... Uh-huh. Cu specialiști din domeniu, cu foști angajați din domeniu, pentru că de ce insist pe lucrul ăsta? Pentru că atunci când ai fost
pe o parte a baricadei și pe urmă ești pe cealaltă parte a baricadei, vezi din toate punctele de vedere problematica. Exact. Și ai și soluții la ele. Și atunci noi venim cu o schiță de proiect, de reformare, îl discutăm, îl îmbunătățim, ieșim în fața societății ca un organ unic și până la urmă îl realizăm. Mi se pare foarte corect. Dar v-ați făcut anumite calcule cam în cât timp acele reforme care doriți să le realizați în cadrul Mol-Silva vor fi, hai, nu la 100, dar 80-90% realizate? Bun, eu acum aș evita oricare termen, dar vă spun că chiar de la venirea mea au început anumite lucruri să se schimbe și ele vor continua pas cu pas. Eu îmi doresc ca termenii ăștia să fie cât mai reduși, în așa fel încât să simțim și beneficiile de pe urma lor. Pentru că știți cum, noi vorbim foarte mult de reformare, dar oamenii trebuie să vadă și rezultate. Ăsta este scopul nostru. Rezultate. Rezultate care să aducă modernizare, să aducă îmbunătățiri acestui domeniu. Mai ales că eu îl cred unul strategic pentru Republica Moldova. Nu ne închipuim viața dacă nu ar exista spațiile împădurite, pădurile în ansamblu. În același timp trebuie să avem grijă de ele. Vorbeam astăzi cu cineva la emisiunea de la Moldova 1, cu o jurnalistă și aceeași întrebare și îi spun, dom'le, trebuie să avem cu toții grijă de pădurile respective. Dacă mergem, de exemplu, pe traseul Leușeni, mai ales vara, toată lumea iese la picnic. Ei, când te uiți ce lasă în urma acestor picnicuri, este, cum să vă spun, sub orice critică. Și atunci am insistat ca pădurarii să ia atitudine pe acest domeniu și pe acest segment. Și eu cred că vom merge și la acțiuni concrete. Adică vorbim că se taie ilegal, da? Sau se fac alte lucruri. Dar în același timp și societatea trebuie să aibă grijă de fondul forestier al Moldovei. Au nevoie de educație ecologică. Absolut. Am înțeles că acum totuși Ministerul Mediului și Ministerul Învățământului au pus accent pe această problemă. Este, da. Și ne dorim acest lucru, până la urmă este un lucru bun și care depinde de fiecare dintre noi și care trebuie să de care fiecare dintre noi trebuie să se bucure și mai mult ca atât trebuie să-l păstrăm și pentru generațiile viitoare, în așa fel încât el să-l dăm celorlalte generații îmbunătățit, nu mai rău cum era. Dar de ce totuși la noi în Republica Moldova foarte multe rele se consideră că sunt legate de Mol-Silva? De ce acest domeniu a fost promovat, în ghilimele spun, într-un asemenea hal? Nu știu, cred că nu sunt eu persoana să răspund la această întrebare. Nu-mi doresc, vreau să combat acest stereotip, dar vreau să-l combat prin fapte concrete. Vreau să-l combat prin rezultate concrete. Și eu cred că asta este cea mai bună metodă să aducem plus valoare domeniului. Domnule director, suntem în preajma sărbătorii profesionale a silviculturului. Dumneavoastră, cum credeți? Pădurarii care vă privesc sau vă ascultă în acest moment, stau acasă, cum trebuie să fie un adevărat silvicultor profesionist? Eu zic, în primul rând, gospodar. Pentru că el are, până la urmă, de gestionat o gospodărie. Și în dependență de simțul gospodăresc pe care îl are, se va reflecta și în acțiunile lui. Plus la asta, să știe fiecare pădurar, fiecare lucrător din domeniul silviculturii, că are în mine un aliat, atâta vreme cât face lucrurile legal, bine gândit și gospodăresc. Nu în detrimentul pădurii, ci în beneficiu. Are în mine orice pădurar, orice angajat al agenției Mol-Silva un aliat. Altfel, suntem pe baricade diferite. Cum știința, aveți acel institut de cercetări și amenajări, da, silvice. Într-adevăr, și vreau să spun că la acest institut avem și specialiști buni care în gestionarea fondului silvic sunt implicați și sunt implicați amplu și chiar ne bucură lucrul ăsta.
vrem să continuăm și nu putem, de fapt, altfel să continuăm. Am înțeles și din alte interviuri pe care le-am urmărit în presă că totuși veți continua activ să împăduriți țara și să măriți procentul, acest procent de împădurire. Exact. Ne-am propus planul de anul ăsta, este 2500 de hectare și va continua anul viitor și până în 2020 cel puțin. Este un lucru deja bătut în cuie cu ministerul. Eu revin un pic la ceea ce am spus anterior și vreau să mai repet o dată, în sensul în care chiar de în primele zile de când am venit am făcut un apel și le-am spus tuturor celor care se simt, hai să zic așa, cu anumite carențe, care nu respectă anumite reguli, să iasă din sistem. Iar toți ceilalți care vor binele domeniului dat, au în mine un aliat și au în mine un chiar un mai mult decât un aliat, un ocrotitor sau cum să zic, nu știu. Eu cred că ăsta este cel mai bun exemplu, cel mai bun urare pentru săptămâna asta pe care am dedicat-o domeniului silvic. Altfel, multe realizări frumoase și numai bine. Pentru ca să vă cunoască spectatorii mult mai bine ce reprezintă Mulțisilva, domnule director general, eu vreau ca să ne caracterizați ierarhic departamentele și cine și cu ce se ocupă. Pentru că atunci când apare o problemă au anumite locuitori să nu deranjeze inutil pe altcineva, să nimerească la departamentul care trebuie. Este domeniul, este Ministerul Ecologiei, da? Care în subordinea cărei există entitatea care se numește Agenția Mulțisilva. Silva, da. Așa. Agenția Mulțisilva are drept prioritate gestionarea fondului silvic. Ceea ce ține de politici, acum pleacă la ministerul de profil. Mai departe, avem în subordine câteva zeci de întreprinderi silvice, care au în gestiune fondul silvic propriu-zis. La rândul lor, aceste întreprinderi silvice, să zicem Hâncești, Orchei, Călăraș, Nisporeni și așa mai departe, au în subordine ocoale silvice. Iar ocoalele silvice, preponderent, lucrează deja cu cei care se ocupă de paza pădurii, pădurarii. Cam ierarhic, astfel este constituit acest domeniu al silviculturii. Am tot vorbit despre reforma din silvicultură în cadrul acestei misiuni. Care vor fi alte laturi a reformei? Obiectivul va fi mărirea fondului forestier, cum v-am spus. Da. Cu plantații calitative, sănătoase și care sunt specifice zonei date. Și asta trebuie să avem în vedere. Unul din obiectivele noastre. Eliminarea corupției din sistem. Un lucru, v-am spus la început, despre care s-a vorbit foarte mult. Și ne vom lupta cu lucrul ăsta. La fel, mărirea contribuției la buget de pe urma micșorării sau combaterii corupției, pentru că acest domeniu mai înseamnă și o plusvaloare și la bugetul național sau la economia națională și de acest lucru trebuie să avem în vedere. Iată câteva din obiectivele acestei reforme. În rest, detaliile chiar mi le-aș dori, cum v-am spus la început, să le discutăm la acel consiliu de consultanță de pe lângă agenției pe care vrem să-l constituim zilele următoare. Deci, în acest consiliu de consultanță vor fi savanți, foști angajați din domeniu. Vă spuneam că ei au fost și pe o parte a baricadei și pe cealaltă parte au, ce ne spune, ONG-și din domeniu. Alte persoane care vor să se implice în acest domeniu, persoane notorii, știu eu, pe care deci, îi îndemnăm cu mare plăcere să ne contacteze și să meargă la constituirea acestui organ de consultanță. Cei care ne ascultă și sau ne privesc, unde se pot adresa? Am făcut deja datele și le-am dat în presă. În presă deja sunt? Pe site-ul Mulțisilva? Apropo, da, pe site, pe rețelele de socializare.
Acest lucru va duce la creșterea și transparenței, bănuiesc, în activitățile. Ne dorim și acest lucru, da. Să știți că ne dorim și acest lucru. Și eu cred că și pădurarii, până la urmă, să știți că chiar și-ar dori lucrul respectiv să-l facă. Să nu fie vreun șefuleț deasupra care vine și spune, domnule, tai, las că mă lămuresc eu după asta. Și după asta îi vine un control și sărmanul trebuie să răspundă pentru ce a făcut. Vrem să eliminăm lucrul ăsta din sistem. Chiar îi îndemn pe pădurari, chiar vă rog frumos, subliniez lucrul ăsta. Niciun pădurar să nu taie mai mult decât este calculat. Înseamnă documentația oficială calculată. Atât. Dar eu bănuiesc că deja ați reușit să vă întâlniți cu pădurari din anumite regiuni a Republicii Moldova. Da, care sunt cele mai frecvente probleme despre care ei vă mărturisesc? Unul dintre care am vorbit numai ce altul este, trebuie să avem în vedere că și salariile din domeniu sunt foarte mici. Și aici, iată, vă vorbeam despre plus valoarea economică. Trebuie să avem în vedere și acest lucru. Dotarea, alt element esențial. Iată, reforma asta trebuie să aibă în vedere. Oamenii din pe urma acestei schimbări trebuie să vadă niște dotare mai bună, independență în ceea ce ține actul de gestionare a fondului silvic și pădurarul să se simtă gospodar pe teritoriul pe care îl are în pază. Am înțeles. Se mai întâmplă cazuri atunci când reprezentantul local, Moldsilva, este ca și cum stăpânul pădurilor din zonă și poate să dea ordine fără ca să consulte, spre exemplu, agenția aici la Chișinău? Bun, sunt atribuții clare pe acest domeniu, în domeniul în care le pot face, le fac. Exact, eu la asta mă referam. Nu le pot face, nu le fac. Au mai fost cazuri când se încalcă, bineînțeles. Au fost și asemenea caz. Ce probleme vă atrag atenția acum cel mai mult din domeniul silvic? Bun, problemele lucru... care în perioada imediat următoare doriți să le rezolvați. În primul rând, vreau să epuizez orice speculație pe acest segment. Și îmi doresc acest Consiliu de Consultanță să devină un organ, știți cum, el poate sună așa un Consiliu de Consultanță, dar un organ de forță, de ideile cărora să țină toată lumea cont și de pe urma consultărilor să ieșim cu o poziție unică în beneficiu silvicultorilor, în beneficiu oamenilor buni, oamenilor cum se cade, din domeniul respectiv. Ăsta este obiectivul nostru. Apelul l-am făcut foarte clar. Cine se simte cu, cum am spus, pofșor, pibutișor, să iasă de bunăvoie din sistem, iar cei care vor să lucreze corect, cinstit, au în mine un aliat. Mai mult decât atât, vreau să am și presa aliat. Desigur, domnule director, să vorbim puțin și despre arenda pădurilor. Noi poziția domnului ministru am înțeles. Și poziția mea este încă din 2013, aceeași. Ne oprim. Este oprită de mult timp, apropo. Facem regulă în ceea ce avem la ora actuală. Și după asta vedem cum mergem mai departe. Noi nu avem foarte multe păduri ca să ne batem joc de ele. Dar avem o solicitanță. Asta este altceva. Toată lumea este solicitant și toată lumea trebuie să beneficieze de păduri. Și toată lumea trebuie să aibă grijă de ele. Și chiar dacă ia pădurea în arendă, ea rămâne a fi bunul stat? La ora actuală nu mai ia. Respectivul domeniu este suspendat. Facem regulă pe ceea ce a fost luat. După ce am terminat cu regulă, atunci mai vorbim. Mai ia lumea în arendă sau nu mai ia lumea în arendă? Acest facem regulă pe ceea ce a fost luat va fi foarte dureroasă pentru unii. V-am spus, din cauza că păi da, noi avem construcții capitale. Păi să ne explice cum s-a întâmplat acest lucru. Doi, se întâmplă cazuri când, de exemplu, se ia pentru vânat un trunchi de pădure de aici, un trunchi de pădure de dincoace, de dincoace și de dincoace, iar se vânează pe tot teritoriul. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Plus la asta, costul arenzii, care este unul foarte, la ora actuală, derizoriu. La fel, nu mi se pare foarte corect.
Noi banii ăștia, ca să fie foarte clar, care îi obținem de pe urma arenzii, trebuie să investim mai departe în fondul forestier. Nu să umblăm la nu știu ce fonduri ca să obținem bani, ca să împădurim, ca să pentru regenerări și așa mai departe. Nu! Exact. Dacă noi facem o activitate economică, ea trebuie să fie cu profit. Dacă este cu minus, mai bine nu o facem. Asta este... Chiar vreau să urmărim... Ce se va întâmpla atunci când despre schimb, dacă vorbim despre schimbările care se vor întâmpla cu arenda pădurilor, că noi în nenumărate... Nu, stați un pic, că prima schimbare este. Deja nu se mai dau în arendă, să fie foarte clar. S-a oprit. S-a oprit. Asta e că noi ne deplasam cu echipa Vocii Basarabiei și nouă ni se interzicea acolo în teritoriu să intrăm. Fiecare se simțea gospodar și parcă ar fi fost proprietar și tot așa, și tot așa, și tot așa. Proprietar este Republica Moldova. Cei care gestionează este, bine, Mold Silva, dar cei care au luat în arendă, să le fie foarte clar, ori au grijă în beneficiu pădurii, ori mai bine se dezic. Dar poate cei care iau în arendă sau cei care îi exploatează anumite fâșii cu scopuri economice, poate înainte de au nevoie de niște cursuri de informare, poate nu cunosc cum să facă acest lucru corect, cum să stabilească acel poate, echilibru dar, între el ca afaceri și pădure. Știți cum să vă spun, este prea strategic acest domeniu ca să ne jucăm cu el, ca să, nu știu, să facem lecții. S-au făcut, apropo, să știți, și seminarii, dar odată ce ai luat un bun în folosință, domnule, și mai ales că nu este al tău, este al statului, folosește-l cu grijă. Altfel... Ne scuzați frumos, îl luăm înapoi. Mi se pare foarte corect și așa trebuie să fie. Altfel riscăm să nu mai avem păduri. Deci opțiunea nu este foarte mare. Ori gestionăm cum trebuie, ori nu mai avem. Și atunci când vezi construcțiile astea făcute așa, temeinic, te întreb, stai un pic, aici e fond forestier sau e oraș, bază de odihnă. Bun, trebuie să fie loc și pentru astea, dar trebuie să fie loc și pentru împădurire. Că dacă nu respectăm niște norme, atunci degeaba mai lucrăm. Ce s-a întâmplat, domnule director, cu vânătorii? Care este relația Mold Silva și a Ministerului cu vânătorii? Că s-au supărat. Bun, s-au supărat, dar cum să vă spun? Trebuie să avem o relație bună și ei trebuie să ne înțeleagă că trebuie mai întâi să ai de unde vâna ca să vânezi ceva. Și aici poziția domnului ministru a fost foarte clară și mi se pare și corectă în același timp. Noi, după ce s-au numărat foarte corect, ca să zic, și foarte realist ce avem pe acest segment, am văzut că vânătoarea este mai mult în detrimentul nostru decât în beneficiu, așa cum se încerca a se argumenta de multe ori. Și de aceea este nevoie de o pauză pe acest domeniu. De fapt, asta și-am încercat. Este o pauză la ora actuală. Și cât va dura această pauză? Cel puțin un an de zile. Un an de zile vânătorii vor fi privați de a vâna. Păi? Interesantă inițiativă. Vreau totuși să ne întoarcem Vedem cum ce se întâmplă după asta, în sensul în care dacă se îmbunătățește situația și atunci luăm o decizie. Dar, iarăși, aici vrem și pe acești vânători în Consiliul de Consultanță. Să vină și ei cu propuneri, pentru că eu sunt sigur, nu toți vânătorii din Republica Moldova sunt de rea credință. Trebuie să recunoaștem și acest lucru. Cei de bună credință îi invităm să facă parte la Consiliul de Consultanță, să vină cu propuneri de îmbunătățire. Nu poți să vânezi o căprioară sau nu știu ce și să plătești 100, 200, 300 de lei, nu? Exact. Oamenii, ne ascultă oamenii de la țară, da? Da, ne ascultă. Ia să îi întrebăm pe dânsii cât costă să crești un animal. Bun, domestic în cazul dat. Dar unul sălbatic tot trebuie să ai un comportament față de el omenesc până la urmă. Dacă vrei să avem ceva despre faună și să mai vorbim câte ceva despre asta. Pentru că noi avem așa, cartea roșie și atât. Da? Animale pe cale de dispariție.
Punct. Înseamnă că vânătorii care achită o anumită taxă, da? Păi ne uităm. Ce fel de taxă achită? Cât înseamnă ea? Este reprezentativă sau nu pentru ceea ce vânează? Apropo, ia să-mi spună, chiar îndemn pe specialiștii din domeniu să-mi arate câți oameni simpli, hai să zicem așa, da? Au licență la mistreț, la căprioare și așa mai departe. Arătați-mi și vedeți cât costă. Nu se poate de continuat în felul ăsta. Asta e bătaie de joc. Dar oricum această schimbare este dureroasă și pentru vânătorii de la țară, care sunt de simpli. Ian, să vedem unde sunt crescătoriile astea private și să vedeți cât costă acolo să vâneze. Domnul director, eu mă refer și la tot timpul se plâng vânătorii din Republica Moldova pe vânătorii de la Chișinău, care vin și câteodată fac debandade în păduri. Tocmai și vă dați seama că nu este vorba despre un vânător simplu. Tocmai la ei trebuie să ajungem. Asta este și, cum să vă spun, și poziția noastră. Noi trebuie să facem regulă în acest domeniu. Oamenii trebuie să se simtă că legea funcționează și în pădure. Altfel, mă repet 100 oară, nu o să mai avem nimic din fondul Silvic. Fondul Silvic pădure înseamnă nu numai lemn, copaci, dar înseamnă și animale. Exact, despre asta și vă spuneam. Dacă nu avem grijă și de ele, atunci... De ce s-a recurs la această pauză? S-a observat micșorarea populației de... Exact. S-au făcut anumite cercetări la mediu și puteți să-i întrebați pe chestiunile respective. Despre colaborările Mol-Silva cu instituțiile similare de peste hotare. România, nu înțeles că este ceva relații, vreau să vedem. Sunt relații foarte bune, dar este și normal până la urmă se întâmple așa. Avem cu mai multe entități, Belorusia, Rusia, pe această cale. În unele lucruri suntem chiar înaintea unor țări din spațiul sovietic. În alte domenii trebuie să recunoaștem cum mai avem de lucru. Și mai ales, de ce am pus noi obiectivul ăsta de majorarea fondului forestier? Pentru că avem și un plan până în 2020, trebuie să-l majorăm și 2500 de hectare este unul rezonabil pe an. Este important acum să-l realizăm calitativ în așa fel încât să se vadă, știți? Da. Și în același timp trebuie să recunoaștem că și tăierile trebuie să aibă loc. În sensul în care pădurea trebuie ocrotită și pădurea trebuie, cum să vă spun eu, curățată. Renovată, curățată. Iată, în sensul ăsta trebuie să aibă loc tăierile. Nu în sensul că am venit, am tăiat și am făcut un ban, m-am dus și la revedere. Asta e bătaie de joc. Dar ar trebui să existe un centru, un număr de telefon unde cetățeanul simplu să telefoneze. Vă rog să ne credeți că există și la noi. Și sună lumea. De multe ori se adeveresc ceea ce spun. De alte ori trebuie să recunoaștem că nu este tocmai De multe ori coincid cu cele planificate tăieri. Mai sunt și din felul ăsta, da. Am înțeles totuși, această planificare se face din timp. Eu pare mi se realizând anul trecut. Emisiunea, un... Directorul institutului, pare mi se spunea că cu câțiva ani înainte se planifică... Cu cinci ani, oricum, anual mergem la Inspectoratul Ecologic și obținem aprobările lor în acest sens. Și chiar îndemn și pe inspectorii ecologici să ia atitudine. Vine toamna, vor începe tăierile și să aibă grijă și ei de lucrul ăsta. Ați avut, spre exemplu, pe de o parte, știți cum? Pe de o parte ne trebuie lemn, da, să ne încălzim. Pe de altă parte ne trebuie pădurea să o avem vie, da, sănătoasă. Cine trebuie să aibă grijă? Pădurarul, mă rog, lucrătorii din domeniul silvic și inspecția ecologică. Sunt primii care trebuie să reacționeze. Da. Despre, știu eu, alturia dragostei față de păduri, cu, spre exemplu, generația tânără. Eu știu că în rezervații se practică asemenea excursii, am văzut chiar și eu personal mai multe excursii a generației tânere prin rezervații, dar dumneavoastră vin acum la cârma Mol-Silvei. Veți atrage atenție ca
pădurarii să colaboreze mai mult cu școlile, hai să-i spunem, pentru ca să se organizeze prin pădure, pentru ca copiii să cunoască cu adevărat și astfel aici. Poate peste câțiva ani se va micșora drastic numărul oamenilor care vor intra cu toporul în pădure. Eu chiar mi-aș dori foarte mult lucrul ăsta și, bun, am și în planul de acțiune lucrurile respective și, bine, și acțiunile pe care vrem noi să le realizăm acum în, cu ocazia acestei zile, da, tot vin într-un fel să sensibilizeze opinia publică. Dar eu cred că aici ar trebui să conlucrăm și cu Ministerul Mediului în acest, exact, în acest sens, pentru că se pare mai realist și mai... Da, da, da. Dar care este suita de activități din această săptămână prelejuite cu zilei silvicultorului? Bun, vizita respectivă, sunt acțiuni a guvernatorului Deltei, unde am discutat proiectul cu prutul de jos. Sunt acțiuni la nivelul întreprinderilor silvice și mai mâine va fi și o întrunire festivă a tuturor, mă rog, a principalilor specialiști din silvicultură aici la Chișinău. Uh-huh. Unde vor fi și premiați? A fost și concursul cel mai bun pădurar. Bun, sunt mai multe chestiuni. Toate acestea au drept scop până la urmă să sensibilizeze opinia publică. Asta este. Și de ce nu să le mulțumim oamenilor care își fac treaba și meseria cu cinste? Sunt și din aceștia. Să știți că în silvicultură sunt oameni și cinstiți, dinastii de pădurari. Bunelul, tata, fiica sau feciorul, da, merg mai departe și continuă pe această linie. Este îmbucurător. Nu știu câte domenii din Republica Moldova se pot bucura de dinastii, de funcționare în același domeniu. Uite că în segmentul ăsta avem. Dar venind dumneavoastră acum pentru a doua oară la agenție, ați făcut o evidență sau o sinteză a specialiștilor? Mai are nevoie agenția Monsilva de specialiști în domeniu? Da, bineînțeles. Deci, de calificarea lor, de asta este permanent. Permanent avem nevoie. Da. Eu nu știu câte, specialiști. Eu nu știu câte universități pregătesc. Pare mi se Universitatea Agrară și... Este și la Ulimul, de asemenea, pregătesc specialiști. Este Universitatea de Stat, dacă nu mă înșelau și ei, specialiști în domeniu. Să știți că mulți cu studii din țară au venit încoace, din România au venit și lucrează în domeniu, da. Cunosc câteva exemple chiar la Orhei. Uh-huh. De ce spun Orhei? Pentru că acolo avem una din întreprinderile prioritare sau principale pe acest segment. Dar unde există acele pepiniere de puieți de copaci? La ora actuală fiecare întreprindere practic are pepiniere. Noi ne-am dorit să facem câteva pepiniere modernizate care să răspundă ultimelor cerințe și de la care să luăm puieții necesari pentru a-i planta peste tot, pentru că până la urmă trebuie să avem grijă că de la sud până la nord area noastră geografică comportă anumite schimbări și în dependență de asta avem nevoie de diferite plantații care să corespundă solului, care să corespundă temperaturii respective și să se comporte adecvat în timp. Să nu se întâmple că am semănat anul ăsta, au răsărit la anul, s-au uscat și așa mai departe și munca s-a dus vânt. Dotarea tehnică este o problemă dureroasă? Este ceva dotare, avem câteva, dar mai urmează să îmbunătățim. Eu știu că Monsil a participat în anumite proiecte unde, exact, a primit unde anumite utilajuri pe acest domeniu și principalele întreprinderi care au beneficiat de ele sunt cele din sud, de exemplu. Cele din teritoriu au beneficiat? Păi întreprinderile noastre din teritoriu, da. Bun, din păcate n-am mai fost după aceasta și ele au fost dispersate, toată această tehnică, într-o parte în alta și nu cred că este cel mai bun lucru acesta. Era mai corect ca această tehnică să fie într-un punct anumit, la o întreprindere anume, după care ea să aibă în vizor tot fondul forestier. Bun, s-a hotărât așa, mergem pe calea asta și... În domeniul silviculturii, ce ar fi bine să învățăm noi de la europeni? Ce practici să le furăm? Vorbim de democrațiile vechi europene, da? În primul rând să avem grijă. Să avem grijă de acest domeniu.
dacă vrem să-l menținem. Să știți că unde, în România vin vânători din toată Europa, pentru că în România s-a mai păstrat câte ceva. Sunt țări, din păcate, inclusiv și în Uniunea Europeană, unde vânătorii nu prea au ce vâna. Noi trebuie să avem în vedere lucrul ăsta. Și tocmai de aceea, poate pe alocuri sunt un pic mai dur, dar mă impune situația. Și chiar îmi cer iertare celor care li se pare că forțez nota, dar dacă nu o facem la timp, riscăm să pierdem șansa, sau cum să spun, să pierdem ce mai avem. Noi, Republica Moldova, nu are cărbune, nu are petrol, nu are aur, nu are diamante, are resurse umane, mai are câte ceva din păduri, și dacă le pierdem și pe astea, nu ne putem permite. Dar ne putem permite ca cu ajutorul domeniului Silvic, cu ajutorul pădurii, cu deschiderea directorului general Moldsilva, să dezvoltăm anumite trasee turistice, să dezvoltăm turismul verde, turismul ecologic. Pădurea domnească este un mic exemplu, un mic mare exemplu în acest sens. Zimbrăria de acolo, apropo, care este în creștere, să știți. Ne îndemn pe toată lumea să viziteze nu numai pădurea domnească. Sunt locuri frumoase, locuri minunate în Republica Moldova, care țin și de fondul silvic și nu numai, și care merită să fie vizitate, dar și respectate. V-am spus că vă vorbeam la început despre picnicurile noastre, da, pe traseele principale. Mă uit ce se lasă în urma lor, după asta stau și mă gândesc dacă niște continuăm mini așa. Niște mini gunoi. Exact, da. După asta vrei să pleci undeva, da, și nu mai ai loc, pur și simplu nu ai loc. Aici e gunoi, dincolo e gunoi, dincolo e gunoi. Le-am spus domnilor, domnul pădurar să aibă grijă, să meargă împreună la respectivul cetățean care stă la iarbă verde, da, să se prezinte cine este și să-i amintească că după ce termină picnicul, da, plimbatul în pădure, să strângă după el. Altfel riscă o amendă. Cel puțin. Final de emisiune, domnule director, un mesaj pentru pădurarii care își sărbătoresc ziua profesională, pentru cei din domeniul civic care ne ascultă și ne privesc în acest moment. Eu, în primul rând, dați-mi voie să le mulțumesc pentru activitatea care o desfășoară. De multe ori în condiții nu tocmai bune. Să le amintesc să respecte permanent legea și legea să le fie în capul mesei, să fie buni gospodari, și le mai spun odată că în persoana mea au toată deschiderea și au un aliat, și eu sunt sigur că împreună vom realiza lucruri frumoase, necesare, de buni gospodari. Asta este mesajul meu de încurajare. Să fie liniștiți, nu-și vor pierde posturile, pentru că mulți acum se întreabă, domnule, a venit, nu știu ce, nu știu cum, nu este adevărat. Eu țin la toți oamenii de bună credință, indiferent de culoare politică, indiferent de nu știu care preferință, o singură preferință, legea în capul mesii, atât. Și restul să țină gospodăriile în mâini, gospodăriile silvice. Domnul director, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și sper că astăzi, dacă a fost debutul dumneavoastră ca oaspete la Ecomonitor, să transformă acest lucru în tradiție. Cu plăcere. Prieteni, vă reamintesc că Ion Cebanu, directorul general Moldsilva, a fost invitatul emisiunii Ecomonitor. Vă mulțumim încă o dată și le reamintim spectatorilor că varianta radio emisiunii Ecomonitor o pot asculta în fiecare sâmbătă la ora 9. O zi cât mai verde în continuare.